În giratoriul din zona Piața Mare a fost astăzi zarvă mare după ce două mașini s-au ciocnit violent. Circulația a fost deviată până la finalizarea cercetărilor de către polițiștii de la rutieră sosiți la fața locului. Două ambulanțe au fost solicitate pentru a prelua două victime rănite în urma impactului dintre cele două autoturisme. Din primele cercetări se pare că vina aparține unei șoferițe care nu a acordat prioritate în giratoriu. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că o femeie de 61 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Constantin Brâncuș, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 28 de ani din comuna Lelești. În urma impactului, conducătoarea auto și un pasager din autoturism au suferit leziuni, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferița vinovată s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.